Proiectul Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră este derulat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Sărbună, bună dimineața, bine ați venit, vă mulțumim frumos că ați venit. Suntem în vizită la una dintre instituțiile care sunt de mare succes și pe care ne bazăm toți, la ISU, IGSU, ISU Giurgiu, instituția la care cu toții ne gândim atunci când ni se întâmplă ceva rău și instituția la care ne gândim că s-ar putea să ni se întâmple ceva rău. Și suntem convinși că acești oameni vor interveni și că nu se vor gândi în primul rând la ei, se vor gândi în primul rând la noi. Din fericire, tot mai multe proiecte merg în direcția consolidării capacității de intervenție pe care o are această organizație, structura statului, și vedem o tot mai bună colaborare între administrația publică locală, administrația centrală, ISU și societatea civilă. Probabil că cine ar trebui să ne judece sunt cetățenii și în funcție de ce simt, acest lucru vor face. Proiectul pe care îl prezentăm acum este un proiect care este realizat împreună cu Consiliul Județean Teleorman, dar până ajungem să-l prezentăm, am să rog pe locțiitorul, director sau comandantul? Adjunctul inspector, eu zic tot comandantul la mine, că armata era comandant la noi, adjunctul inspectorului șef al județului Giurgiu, domnul colonel Mihalcea, Iulian Mihalcea, să ne întâmpine, într-un fel. V-am și întâmpinat, mulțumim că ați venit, ne bucurăm că vă putem fi de folos chiar și prin punerea la dispoziție acestei săli, sală care face parte din această clădire, care se numește Centrul Transfrontalier și care a fost creată în urma derulării unui proiect, unor proiecte. Așadar, nu este chiar întâmplătoare această găzduire a dumneavoastră, noi suntem interesați. Am fost interesat și s-au derulat câteva proiecte care au avut ca rezultat achiziționarea de tehnică de intervenție pentru situații de urgență și unul dintre artizanii derulării acestui proiect este domnul Corect Ștefănică, fostul comandant care este în această sală. Deci, nu știu, să vedem. De obicei, acest lucru se întâmplă post, știți cum era noi, ca să fiu sigur. Deci, nu am ce să vă spun, doar bine ați venit și atât vreau să scot în evidență faptul că nu întâmplător vă aflați aici și noi am derulat câteva proiecte și încă mai avem în plan să mai facem acest lucru, totul pentru perfecționarea și în folosul managementului situațiilor de urgență. Și vă mulțumesc foarte mult și poate că o caracteristică a discuției de astăzi este aceea că va prezenta legătura dintre acest proiect, principalul proiect despre care discutăm astăzi, și alte proiecte care sunt asemănătoare. Am avut ocazia să aflu că un diplomat român, relativ tânăr, în realitate, eu sunt mai copt, el e mai puțin copt decât mine, consulul general de la Trieste, și-a dat doctoratul în managementul situațiilor de urgență, împreună cu echipa de la ISU, ceea ce înseamnă că subiectul interesează foarte mult. Proiectul realizat împreună cu Consiliul Județean Teleorman, care este liderul proiectului, se numește Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontalieră. Are o denumire foarte feminină, foarte frumoasă, așa, IMES. Nu te gândești la inundații, nu te gândești, te gândești la ce atmosferă frumoasă e în țară. Probabil că lucrurile se vor îmbunătăți în timp datorită unor astfel de proiecte și el își propune să asigure o dotare mai generoasă, dar nu numai, și să elaboreze și anumite proceduri. Un lucru pe care l-am observat, nu numai la noi și în altă parte, este că atunci când pornești o operațiune de tipul ăsta, un proiect de dimensiune aceasta, ai nevoie de proceduri foarte clare. Cei care se ocupă de energia nucleară sau se ocupă de laser și radiații au procedură pentru orice. Spre exemplu, măsoară periodic nivelul de radiații din gunoi. Apoi, prima pungă de gunoi se pune în a doua pungă de gunoi. Dacă a doua oară este ceva, se măsoară, se scoate
așa mai departe. Deci ceea ce faceți dumneavoastră și facem împreună pentru prevenirea inundațiilor este exact în sensul acesta de a avea proceduri foarte bune. Doamna Sinteș Elena este reprezentantul Consiliului Județean Telorman, un consiliu foarte energic și foarte dinamic. Vă rog. Mulțumesc pentru prezentare, domnul Șeuleanu. Mă numesc Elena Sfintăș, după cum a spus și domnul Șeuleanu. Sunt director adjunct în cadrul Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională din Consiliul Județean Telorman. Totodată sunt și asistent manager în cadrul proiectului enunțat și mă bucur că mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Mulțumim organizatorului pentru această dezbatere organizată în sediul acesta așa de frumos realizat pe fonduri europene. Sperăm să avem și noi în județ o astfel de clădire. La noi e ceva mai vechi. Să sperăm că pe programele următoare vom reuși să facem și noi o astfel de investiție. Aș vrea să prezint partenerii proiectului. Noi, Consiliul Județean Telorman, ca și lider, partenerul 2, și vreau să-mi cer scuze numele lor că nu au putut astăzi să ajungă, și nici ceilalți colegi ai mei care sunt în echipa de implementare, în primul rând domnul director Bățăuș Mugur, care este și managerul de proiect. Pe 30 septembrie acum este un apel de proiecte pe România, Bulgaria, sau mai bine zis Interreg 5-a, noul program de finanțare. Și avem foarte multă activitate, pregătim cereri de finanțare pentru etapa următoare și vreau să spun că avem și o continuare a acestui proiect. Și să sperăm că ne vom mai reîntâlni la astfel de evenimente pe proiectul viitor. Al treilea partener care organizează evenimentul de astăzi, deci domnul Șeuleanu, instituția dumnealui Fundația pentru Democrație, Cultură și Libertate, și nu în ultimul rând, cel de-al patrulea partener, ISU Telorman. Alături de mine se află o parte din echipa de implementare, așa cum am spus, fiind prinși în alte activități. Am pe doamna Chivu Rodica, care este responsabilul economic al acestui proiect, și un responsabil de publicitate, doamna Totu Irina, în spate acolo, și de la ISU, domnul Nătăro Mihai. Ce vrem noi să facem prin acest proiect? În primul rând, realizăm un centru, un sistem informatic, un centru informatic integrat de monitorizare, informare și alarmare în caz de dezastre, care să funcționeze permanent 24 de ore, adică 7 zile pe săptămână, și care este format dintr-un centru de comandă și control fix, care se va monta la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un centru de comandă mobil, vom monta 10 sirene în locații, în 10 locații de graniță din județul nostru. Vom realiza un portal web unde să punem toate informațiile despre acest proiect. Achiziționăm echipamente și bunuri pentru intervenție în situații de urgență și enumăr câteva. Avem 2 autoscări, 3 autospeciale de intervenție cu apă și spumă de mare capacitate, de medie capacitate, o automacara, 5 vehicule de primă intervenție și comandă, o barcă fluvială, un camion de intervenție și o stație de filtrare apă. Am încheiat foarte multe contracte în cadrul acestui proiect. Avem 14 contracte încheiate. Avem în derulare, ca ultimă procedură de achiziție, și sperăm că în maxim 2 săptămâni definitivăm achiziția pentru echipamentele acestea care le-am enumerat. Sunt bani europeni, dar de când s-a depus proiectul și până la momentul actual, prețurile au crescut, utilajele acestea sunt mai scumpe decât s-au estimat atunci când am depus proiectul. La o primă lansare de licitație n-am avut niciun ofertant, a trebuit să facem niște modificări la caracteristici.
am reluat procedura și de aici un pic întârziere, sperăm să ne încadrăm în termenul de finalizare al proiectului, care este 31 decembrie 2015, și final de program. Și noi sperăm să încheiem toate activitățile cu bine ale acestui proiect și cerem sprijinul tuturor partenerilor să facem tot ce se poate să ducem la bun sfârșit proiectul și să-l realizăm cu succes, ca să putem să depunem proiecte și să fie acceptate pentru perioada următoare. Altfel, nu știu dacă vom putea să depunem dacă proiectul nu s-ar încheia în termen. Vă mulțumesc că suntem alături aici, în această sală. Aș vrea să dau cuvântul reprezentantului ISU Telorman să spună câte ceva despre proiect. În ultimii ani, după cum bine știți, dezastrele naturale au pus la grea încercare autoritățile publice, precum și instituțiile abilitate să intervină pentru protecția populației. Măturarea efectelor negative produse de aceste dezastre impune autorităților formularea unui răspuns prompt și specializat care să conducă în primul rând la evacuarea populației din zone de risc, precum și diminuarea pagubelor materiale. La ce vă folosește proiectul? Că am asta, o știu toți. La ce vă folosește acest proiect? Evacuarea populației. Evacuarea populației din zonele de risc. Diminuarea timpului de răspuns, deci tot în sprijinul populației, realizarea unei intervenții mai operative pentru evitarea pagubilor și evitarea producerii de victime. Reducerea pagubelor prin mărirea timpului de răspuns. Reducerea, micșorare. Cum ați colaborat cu administrația? Foarte bine. Dotarea avem o dotare de aproximativ, cam toată dotarea noi avem prin intermediul celor și celorlalte proiecte care s-au fost derulate în cadrul Consiliului Județean Telorman, ambulanțe, autospeciale, motopompe, autospeciale CBRM, echipament pentru echipa pirotehnică, echipament de alpinist, mașină de scarcerare, multe echipamente. Cine are inițiativa? Dumneavoastră sau Consiliul? Consiliul Județean, cea mai mare inițiativă, ne-a luat ca să ne sprijine, având același scop comun și noi ca instituție și dânsii, sprijinirea populației și ajutarea pentru rezolvarea acestui problemă, pe linie situațiilor de urgență. Bineînțeles, Consiliul Județean Telorman are și alte proiecte, pe linie de comunicații, pe alte linii se derulează proiecte care oricum și pe linie de comunicație ajută tot și pompierii pentru rapiditatea intervenției în diferite zone, au diferite drumuri care sunt cam în toate proiectele, inspectoratul pentru situații de urgență a urgenților este ajutat cumva prin orice, cam în toate proiectele. Ce ne-a încurcat? Care au fost dificultățile? Fondurile nu au mai ajuns așa pentru, eu știu, s-au mai redus din echipamentele mașini, din numărul mașinilor datorită derulării în timp și micșorării valorii. Nu știu cum să spun. De aceeași valoare care s-a aprobat bani, se pot lua mai puține datorită timpului de derulare și procedurilor care sunt, nu sunt mai procedurile, dar și dumneavoastră, adică problema procedurilor. Sunt niște proceduri, sunt condiționate. Ne bucurăm că reușim să realizăm și aceste lucruri în acest fel. Am fi vrut și mai mult, dar nu e nicio problemă, mai sunt și alte proiecte. Sper. Da. Și se rezolvă. Continuăm acest proiect cu Veliko Târnovo, municipalitatea Veliko Târnovo. Foarte, foarte bine. Deci avem... Finanțarea este prin programul România-Bulgaria, Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1% de 84%, bugetul de stat 13% și 2,18 ceva de genul ăsta avem noi, Consiliul Județean. Beneficiarii, de fapt, toți 3, 4.
Noi suntem, da, beneficiarul, aplicantul... Da, la ISU. Da. Nu, domnule, nu poate să fie doar Consiliul Județean, pentru că fiecare cofinanțează pe bucata lui. Principalul cofinanțator este Consiliul Județean pentru că are principalele achiziții. Dar fiecare cât de mic e, pune și el 2%, 2,1,18. E ca peste tot. E aceeași regulă. Da, așa cum am spus mai înainte, sistemul acesta se montează, se realizează la ISU și avem și acel centru mobil care se realizează pe o autospecială, se deplasează în teren și prin sirenele care se montează la localități se transmite semnalul atunci când apare un fenomen nedorit. Numai puțin să, numai puțin să vă ajungă un microfon. Da, am... Eu l-am folosat, de fapt, am făcut 6 proiecte. Am făcut Așa. Deci, ca și colegul meu, din dorința de a face ceva ca cetățeanul să fie salvat în timp optim, am zis așa, hai să facem, să demarăm începerea unor proiecte cu finanțare europeană. Am găsit bunăvoința Consiliului Județean ca și cofinanțator, pentru că pe noi suntem constrânși financiar, cei de la ISU. Inspectoratul General nu ne ajută cu absolut nimic. Domnul colonel poate să spună treaba asta, dumneavoastră știți foarte bine. Eu am făcut demersuri foarte, foarte, foarte aprigi. Nu, că nu e frică decât Dumnezeu de lege. Și dacă am făcut așa ceva, se vede ce am construit. Ce se vede aici, adică proiect personal, începând de la infrastructură, suprastructură, softuri, tot ce înseamnă comunicații și așa mai departe. Nu mai vorbesc de ce am făcut în județ, că m-am încă 6 obiective tot în genul mai mici pentru sumuitățile care intervin în ramele de intervenție. Și ce am zis? Ne-am adunat cu toții la nivelul Consiliului Județean și am luat-o de jos în sus. Am studiat nevoile. Am luat hotărârea guvernului 2288 care ne obligă să intervenim la anumite tipuri de risc. De fapt, pentru noi erau identificate vreo 12 tipuri de risc, dar noi nu aveam echipament decât pentru vreo 2-3. Și ce am spus? Dom'le, dacă noi avem competența acestui tip de risc, să intervenim cu capacitate de răspuns, dar nu avem, trebuie să o acționăm prin aceste proiecte finanțare europeană, lucru care ne-a venit foarte bine ca o mănușă. Și în cererea de finanțare, în celelalte documente care au format proiectul, am putut să motivăm. Și a fost tot ok. Acum mă refer la acest proiect de care discutăm. Este un proiect foarte greu. Așa foarte greu. Multă lume e sceptică, dar cine face, cine ajută lumea? Așa este. Ăsta? Noi, la Giurgiu, am putut să ne lipim de acest fluviu Dunărea și am zis, hai, domne, să facem așa fel, dacă cursul ăsta al fluviului Dunărea uneori iese din matcă, am avut inundații, există cazuistică, hai să facem niște stații speciale ca să monitorizăm exact viturile, să monitorizăm efectele și a născut acest proiect. Deocamdată l-avem implementat, avem softurile de modelare al viitorilor, avem tot ce ne trebuie, avem tot sistemul de comunicații în timp util, avem probleme imediat, noi știm despre ce este vorba. Tot așa, este implementat aceste antene care ne dau nou impulsul în 10 comune, care sunt riverane fluviului Dunărea. A prins contur, l-am făcut, deocamdată noi gestionăm foarte bine cursul împreună cu cei de la Apele Române și încă n-am avut niciun fel de eveniment. Dumnezeu să ne ferească. Dar e bine că l-avem. Ce am mai făcut în spectrul acestor proiecte? Ni se pusese iar în sarcină să intervenim în cazul gripei aviare. Știți bine că mult timp s-a omorât șeptelul, politica are alta, noi radem șeptelul și veneau cei de afară să-și lădească piața de desfacere. Am făcut un demers către Inspectoratul General și am făcut un proiect cu finanțare europeană pentru a realiza 2 laboratoare epidemiologice, unul uman și unul veterinar. Am întâmpinat multe greutăți. Că toți spuneau, domnule, nu putem să facem, să lărgim schema cu încadrări la nivel inspectorat. Noi nu avem virusologi, noi nu avem specialiști. Și atunci am revenit iar la legi. Hotărârea guvernului 481, privind protecția civilă. Dom'le, noi putem face felul următor. Avem echipamentul, îl transmitem în condat acomodat instituției care are specialiști
Și noi monitorizăm, ei execută. Și lucru s-a înțeles, s-a făcut. Iar la fel, softul de modelare epidemiologică, la ora actuală vreau să vă spun că am avut cazuri și s-a dat răspunsul una, în proxima secundă, când, după ce s-a recoltat, de fapt, eșantionul cu virusul din zona identificată, s-a dat răspunsul, nu s-a omorât niciun fel de animal. Înainte, ce făceau? Recoltau acest virus în, eu știu, ca să zic așa, în instalații speciale, îl trimiteau în container, da. Îl trimiteau în Anglia și cei din Anglia îl trimiteau pe 3 luni de zile. Spunea că nu există. Iar noi, în timpul ăsta, trebuia să neutralizăm zona. Și am zis așa că am făcut o chestie foarte bună, dar nu le-a convins la mulți. În sfârșit, dacă lupți și rezolvi. Acum, mă bucură tare mult treaba asta, că am și, că și particip. Eu reprezint primăria Malu, sunt consilier personal al primarului la Malu. Avem în derulare 4 proiecte foarte tari, foarte bune. E vorba de modernizarea infrastructurii locale, mă refer la drumurile interioare, drumurile de exploatare, canalizare, apă curentă, tot. Și edificii la nivel local. Acum trebuia să vină și dumnealui, dar știți bine că în politică nu se nimeresc toate, adică, sau în mediul ăsta. Eu am fost acolo, am venit aici, el a plecat în altă parte. Problema este următoarea, că deci, așa cum spuneam, mă bucură foarte mult că particip aici, mai culeg niște informații, eu creionasem deja un material, măsuri comune româno-bulgare pentru mediul de situație urgență generate dezastre transfrontaliere. E un material foarte bogat, că vreau să aduc din experiența mea câteva lucruri în fața dumneavoastră. Dacă am timp, le expun. Dacă îmi permiteți, la fel le expun. Și aș vrea să mă mai întâlnesc. Dar, ca și om care am trecut prin acest filtru, să zic, și inițiat în taina proiectelor, eu chiar vă doresc succes și mulțumim. Aș vrea să ne întâlnim. Mulțumim și ne bucurăm că pentru dumneavoastră proiectul similar este benefic și sperăm și noi. O să facem o jocțiune cu Telormanul, deci dumneavoastră monitorizați cursurile apelor interioare, pentru că ați avut probleme, da. Iar noi monitorizăm cursul apei Dunării. Acest proiect este pentru zona transfrontalieră și v-am spus, următorul proiect pe care o să-l depunem se va face pentru râurile interioare, da, din județ. Noi avem planuri la nivelul inspectorului de urgență, planuri de cooperare comună și în reciprocitate intervenim și la dumneavoastră și la bulgari. Să sperăm că aveți un proiect care este partenerul dumneavoastră, cel privind prevenirea ruperii digurilor. Da. Și asta... Cu ANIF-ul, da. Și împreună ați putea să colaborați foarte bine. Mai este un lucru care, data trecută, am spus că ne-am mai întâlnit, cu tremurele vă pot afecta, adică ne pot afecta pe toți, inclusiv pe ANIF. Adică noi ne gândim că vine doar inundația, dar vine cu tremurul și dacă vine cu tremurul s-a dus unda, nu știi pe unde se duce. Doi, e adevărat că la 100 de ani avem un tsunami în Marea Neagră. Da, avem. Adică există statistică. Și atunci ar trebui să ne gândim și la acest aspect. Lumea râde, dar nu-i de râs. Și dacă vine o dată la 100 de ani, nici Japonia n-a crezut că o să aibă tsunami și a pus centrala exact unde nu trebuia. Este una din gafele monumentale ale istoriei tehnologice contemporane și fără apă dulce, care să salveze de la încălzire, pe marginea prăpastiei și exact la unde venea tsunami. Dar n-a avut seseră. Decât acum 100 de ani. E, s-a întâmplat. Asta e, da. Mulțumim frumos, domnule colonel. Și numai bine. Așa, da. Vreau să vedem și soluția informatică. De la firma de asistență tehnică a proiectului nostru, avem aici un reprezentant care vă va prezenta câteva date despre sistemul informatic. Cu plăcere. Dacă vreți să veniți aici. Aveți și apă? Am uitat să vă spun. E apă, e cafea. Aveți un... Poftiți aici. Aici. Da. Uitați aici, da. Așa, și microfonul aici. Și suc de mere. Am văzut că atunci când coboară de pe stația interplanetară, astronauții și cosmonauții primesc cât un măr. Și m-am interesat, se pare că unul dintre cele mai bune fructe care există pe pământ. Nu, banană, fiecare primește cât un măr. De-abia se mișcă, dar ia un măr. Vă rog, da. Da. Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Roxana Mihălcescu este numele meu.
Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră în calitate de consultant tehnic al proiectului, firma European Founds Invest. Este firma care asigură consultanța tehnică. Suntem o companie care avem deja experiență în acest domeniu și nu am venit aici să neapărat să vă povestesc despre soluția tehnică implementată în cadrul acestui proiect, cât mai mult să facem împreună, să fac împreună cu dumneavoastră lobby pentru avantajele acestui proiect. Și desigur și din perspectivă tehnică. De aceea, în primul și în primul rând, aș dori doar să punctez împreună cu dumneavoastră niște cuvinte cheie care să ne ajute să înțelegem mai bine de ce acest proiect în general și sistemul tehnic în special sunt utile. De ce sunt utile? Pentru că ne aduc anumite avantaje. În primul și în primul rând vorbim despre o mai bună comunicare. De ce? Deoarece acest sistem va aduna date din mai multe le va pune la dispoziție într-un singur loc, în portalul care este inclus în cadrul acestui sistem integrat. Și acest lucru va determina, în primul și în primul rând, o reducere a timpilor necesari în cazul unei astfel de intervenții în situații de urgență. Adică, dacă până acum, în momentul în care trebuia să se intervină, se pierde mai mult timp ca să stai să vezi de unde, cine a alertat, cine, care este zona respectivă. Dacă vrei să las microfonul. Pe când așa, timpul de reacție va putea fi scurtat și asta nu este puțin lucru. E un fel de 112 pentru acest proiect? Este un fel de 112 pentru acest proiect? În ce sens? Adică se centralizează informația indiferent cine o introduce în sistem? Se centralizează informația, da, da. Răspunsul este da. Bun. Un alt aspect este cel legat de eficiența și performanța sistemului. Facem lobby pentru un sistem care va avea caracteristici tehnice performante. Vorbim de licențe soft consacrate, vorbim de o arhitectură ergonomică, vorbim de ușurința în utilizare până la urmă, adică cei care îl vor utiliza vor putea fi în măsură să acceseze informațiile respective, chiar dacă nu sunt neapărat familiarizați cu partea tehnică. Cine va utiliza sistemul acesta informatic? Există mai multe nivele. Adică, în cadrul sistemului vor exista categorii de utilizatori dedicați, speciali, iar alte informații, și asta este un alt avantaj, vor putea fi accesate de către categorii largi de utilizatori. Spre exemplu? Informații care țin de gestionarea cu succes a unui anumit, tip de eveniment vor fi accesibile doar categoriilor de utilizatori desemnați, gen entitățile care vor fi implicate în aceste demersuri, iar pe de altă parte informații cu caracter general, cum ar fi, de exemplu, diverse prognoze, diverse alte informații pe care le vom lua de la
de la instituții precum, să spunem, ANM sau sau ANIF, le putem, acestea vor fi accesibile tuturor. Am înțeles. De asemenea, aș dori să punctez și un aspect foarte important legat de factorul timp, în afară de partea legată de reducerea timpilor de răspuns în cadrul unei intervenții. Doamne, nu sunt convins că aici este un mare câștig, pentru că dumneavoastră nu aveți cutremură, dumneavoastră aveți inundații, apa când vine, vine și într-o săptămână, nu vine, nu vine așa instantaneu. Nu aveți ape de tipul ăsta. Adică nu cred că aici este câștigul mare. Câștigul mare este informația în cazul unei tragedii, cum spunea domnul locotenent colonel, în cât timp iese când află că apa a ajuns și într-un sat unde nu s-a așteptat să ajungă și acolo mor păsări sau mor oameni. Dar în rest, pe Dunăre, aveți câte o săptămână la dispoziție. Aduceți-vă aminte ce a fost cu pelicula aceea de petrol acum vreo 10 ani, 15 ani. Am stat o săptămână, știam să nu bem apă de la Giurgiu, dacă nu la Giurgiu, mai sus, la Mehedinți, forma în cobor, beam apă mai de jos. Da. Reacția, adică trebuie să spunem care este partea reală. Nu aici este, ci corect, undeva unde nivelul 2 de intervenții. La nivelul 1 nu sunteți afectați de viteză. Adică viteza nu vă aduce niciun avantaj, decât în cazuri extrem de rare. Dar pentru dânsi, informația de bază este foarte importantă. Și mai ales, ținând seama că avem cetățeni care unii dintre ei sunt dezorientați și se facă n-aud. Și atunci, și pentru ANIF, și pentru dumneavoastră, pentru Consiliul Județean și pentru Consiliul Județene și pentru ISU, e util să știi ce s-a întâmplat între timp. Și de-aia este foarte bun sistemul, după părerea mea, că el centralizează toată informația care apare. Dacă stăm concentrați doar pe Dunăre, s-ar putea să avem întrebări la cine folosește, că știam, aveam telefoane. Să știți că și la cutremur încă sunt țări unde se sună, a fost cutremur, da, cam ce s-a dărâmat. Dar aminte la inundații, când inundația vine peste o săptămână. De aceea e bine să arătăm avantajele reale care sunt acestea locale în nivelul 2 și nivelul 3 de intervenție. Nu știu dacă dumneavoastră denumiți așa, dar eu așa aș denumi ca în management. Sunt de acord cu dumneavoastră, așa este, într-adevăr. Acum depinde foarte mult de la caz la caz. Adică știți foarte bine că, de exemplu, poate să aibă loc o inundație, Doamne ferește, în interval de o jumătate de oră și să producă niște pacote semnificative. Cine e specialist aici? Cine se pricepe la asta? Eu nu cred că se întâmplă într-o noapte. Da. Da, nici și se problem. Întâmplă. Cazul. Și noastră, să discutăm un pic. Și de ce? Pentru că s-ar putea să apară vreo era folosor proiectul. Deci, vreți să vedem. Pentru teror, m-am zis. Dacă vreți să luați microfonul de la dus. În ce sens? Deci monitorizează cursurile de apă interioare, așa cum spuneau, dar pericolul de inundații, pe Dunăre. Vă spun eu. Deci sunt pe Dunăre, nu spune ape interioare. Sunt pe Dunăre. La Dunăre, deci? Da, da. Am înțeles că ape interioare eu. Nu, pe Dunăre. Da, continuarea. De aceea avem și cele 10 sirene în cele 10 locații de la, din zona Dunării. Bună. Deci localitățile de pe graniță. Deci acest proiect a fost realizat exact cum spuneați mai devreme, pentru a alerta în timp util instituțiile decidente care intervin pentru rezolvarea cazului. În ce fel fac treaba asta? Automat, noi știm că și cunoaștem toată lumea că pe Dunăre există niște baraje. Adiacent Dunării mai sunt amenajeri hidrotehnice care chiar se varsă în Dunăre sau în râurile care vin în Dunăre. Există pericolul unor ploi torențiale. Neexistând monitorizarea... E, aici, da, cu apele interioare care se duc în Dunăre, atunci poți să ai un val... Dunăre este colector la nivel român. În momentul când s-a scăpat de sub control aceste acumulări, unele poate, ce se întâmplă? Apele române au rolul de a verifica și de a monitoriza toate aceste acumulări care sunt artificiale sau naturale sau regularizări ale cursurilor apelor interioare. În momentul când a scăpat sub control, automat ele vin și se vasă în Dunăre. Având aceste
obiective plasate, noi cunoaștem în orice moment ce s-a întâmplat și atunci putem să demarăm acțiunea de răspuns. Deci concluzia dumneavoastră este, ca să zic așa, sistemul e bun? E foarte bun. Perfect. Iată răspunsul unui specialist. Ce poate să fie mai bine decât să... Și cineva din alt județ, care nu are un interes. Iar acum, acest sistem ar trebui implementat începând de la intrarea Dunării în țară până la ieșirea Dunării în țară, ca să nu fie o chestie logică. Aveți perfectă dreptate. Da. Că degeaba n-am făcut noi și dacă cei de sub n-au făcut. Nu, aici n-am spus, poate că în datele trecute am spus fostul prefect de Constanța când am anunțat că mergem cu un alt proiect. Și că, nu, mi-a zis că nu-l interesează, că nu are treabă cu Dunărea. Și după ce a vorbit cu primarii, ne-a sunat și a zis, da, dar bineînțeles că organizăm, că am înțeles că este foarte periculos și se poate întâmpla să se adune apele noastre interioare și să avem probleme. Comunicarea, comunicarea că în domeniul apelor e foarte complicat. 2005 era în sistem, da. Ca și acum, și s-a întâmplat la Arast. Să spunem care e sistemul. Deja a ieșit în matcă. Și Arras, tot ce a fost acumulări care erau deja monitorizate, piscicole, amenajate piscicole și cu bagbe deosebit de mari. Dacă aveau așa ceva, da, puteam face treaba asta fără... Deci, nu erau... ce se întâmplă? În momentul în care în aval crește nivelul apei, automat cei de la centrala de la Turnul Severin, da, așa? Da, drobeta, nu? Da, da. Porții de fier. Automat închid stăvilare, ca să zic așa. Și nu mai fac, nu mai vin, deci de sus nu mai vine apă. Să scurge. Am înțeles. Dacă ei stau cu ele deschise, aici, și nu există niciun fel de comunicare, deja s-a creat efectul care a discutat. Sunt de acord, domn Coronel? Dacă veniți aici, veniți aici, veniți aici. Aici e studioul. Da, asta înregistrează pentru transmisie, pentru transmisie, le transmite. Da, într-adevăr, dacă da, crește nivelul Dunării, comune limitrofe Dunării în marginea ei, în ele crește nivelul apei. De exemplu, pe Tellerman, Vedea, crește nivelul apei datorită, nu mai la vale. Dintre nivelul ridicat, urcă pe curs în sus. Sunt foarte bune toate nivelurile. Făcute nivele și acumulările sporadice sau din două râuri, trei, să unească în același timp sau luați, să zicem, România în Bulgaria. Da, și proiectele astea. Haideți să mai luăm părerea cuiva care este specialist, domnul inginer Tăuș. Numai domnul Tăuș. E aici, domnul, de la dumneavoastră, domnul inginer Tăuș? Toaș. Nu veniți dumneavoastră să ne spuneți. Deci sunt specialist exact în așa ceva. Uitați microfonul. Dacă vreți să veniți pe partea aceasta, vă rog frumos. Vă rog, ce părere aveți? Da. V-am văzut că și vorbeați în sală. A fost și ca să mă sancționați, da, sunteți specialistul. Vei și intervenția dumneavoastră în evaluarea situației. Sunt două riscuri. E vorba de riscul hidrologic și riscul structural. Riscul hidrologic provine din concentrarea apelor de pe versanți din bazinele hidrografice ale Dunării, din bazinele hidrografice de ordinul 2, 3 și 4, prin scăderea timpilor de concentrare a acestor ape, se creează viiturile. La Dunăre, viiturile la Dunăre sunt mai mult viituri de ordin palier, pentru că o viitură la Dunăre ține 2-3 săptămâni. Nu este o viitură care crește și descrește într-un timp foarte scurt. Iar aceasta se datorează faptului că în bazinul hidrografic al Dunării consistența pădurilor este destul de scăzută, mai ales în ultimii ani, iar coeficienții de scurgere sunt defavorabili. Aportul de aluviuni, totodată, este destul de mare, în sensul că lucrările transversale de amenajare a versanților sunt majoritatea colmatate, numai fiind fonduri materiale pentru reabilitarea lor. Mai mult decât atât, în zona din cursul superior al Dunării, nici nu au fost vreodată făcute astfel de lucrări, astfel încât timpii de concentrare acolo sunt și mai reduși, cu toate consecințele de ordin hidrologic care apar din asta. Vă reamintesc că specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie
ne-au avertizat de mult timp că suntem în perioada în care de la climă temperat continentală noi ne îndreptăm către o climă excesiv continentală, cu alternarea rapidă între perioade secetoase și perioade ploioase cu o violență foarte mare. A doua categorie de riscuri sunt riscurile structurale. De ce? Pentru că linia de apărare la Dunăre a fost constituită între 1948 și 1990 după diferite prescripții de proiectare. Cele până în 1950-50 și ceva, după fostele gosturi sovietice, iar cele de după anii 60, după stasurile și normativele departamentale care guvernau activitatea de proiectare la data respectivă. Indiferent cum au fost ele concepute, au urmărit stabilitatea la lunecare, stabilitatea la răsturnare, la forfecare și stabilitatea taluzelor, dar pe diferite grade de asigurare. Cum vi se pare acest proiect? Este un proiect de vârf care ne ajută în identificarea zonelor de risc și, bineînțeles, timpii de răspuns pentru alertarea populației, pentru intervenția factorilor de răspundere în acest sens. Este de bun augur, este o intervenție de vârf în acest domeniu și în această perioadă istorică. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru că e vorba de un proiect transfrontalier, proiectul aduce beneficii, ne-am vorbit acum mai mult pentru că suntem la noi, am vorbit de partea română, dar proiectul aduce beneficii atât pentru partea bulgară. Deci, pentru că tot vorbim de un sistem integrat, vorbim și de un sistem cu beneficii de ambele părți, în sensul în care de beneficiile acestui sistem pot profita în egală măsură atât noi, românii, de pe o parte a Dunării, cât și de pe cealaltă parte a Dunării. Adică dacă are un loc un eveniment nedorit, se poate interveni optimizat în funcție de apropierea, distanța de intervenție, indiferent dacă este vorba de o entitate din România sau de una din Bulgaria. Adică nu mai gândim, noi suntem români, suntem două țări diferite. În astfel de situații vom ajunge să gândim global, la nivel integrat, de fapt. Dacă ar fi să-l cităm pe Deng Xiaoping, două țări, acțiune comună. Două țări, acțiune comună. Și în felul ăsta, la fel, reușim să câștigăm timp. Pentru că dacă, de exemplu, un echipaj din țara vecină este mai aproape de locul de intervenție... Sunt de acord cu noastră. Iar Iariso are o experiență foarte bună, în special în privința incendiilor, în relația cu Ungaria. Este o experiență senzațională. Vă spun un caz care îmi place la nebunie, pare dintr-un roman. A fost un incendiu în România și nu aveau nicio mașină liberă. Și au venit cei din Ungaria. Cât timp s-a deplasat mașina din Ungaria, s-a produs un incendiu în Ungaria și nu mai aveau ei mașini disponibile. Între timp se eliberaseră mașinile noastre și s-au dus și au stins incendiul acolo. Iată un exemplu de bună ghiverniselă, de bună gospodărie, de fapt, gospodărire. Da. Acțiune comună. Exact, da. O acțiune comună. Da, da. Bun, vă mulțumim frumos. Atât, și eu vă mulțumesc. Să o lăsăm pe doamna director adjunct să prezinte concluziile. Ce vreau? Aici sunt. Da. Ce vreau să mai adaug, având în vedere că este și reprezentantul ANIF, cum cel care a prezentat un pic mai înainte, prin acest proiect... Deci doar începutul. Da, prin acest proiect, noi avem de încheiat niște protocoale pentru interconectarea datelor pe care trebuie să le avem și noi și dumneavoastră în cadrul acestui sistem, să putem să primim toată informația atât de la dumneavoastră, de asemenea și cu mediu și cu cei de la meteorologie și ANAR București, și vă rugăm să ne sprijiniți în încheierea acestor protocoale. O să discutăm cu colegii noștri de la Giurgiu, pentru că tot au un proiect încheiat, așa cum a spus domnul consilier,
să luăm și noi modelul și să vedem cum reușim să încheiem aceste protocoale. Ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi. Cred că este un proiect care aduce multe avantaje atât nouă cât și țării vecine. Cei din Bulgaria, partenerul, municipalitatea Jviștov, prin acest proiect, ei nu au o achiziție de echipamente din acestea de intervenție, doar au acceptat și au fost de bună credință, pentru că noi inițial am depus proiectul cu un alt partener din Bulgaria și în momentul când s-a acceptat proiectul, acel partener n-a mai fost per play, n-a vrut să mai vină în parteneria cu noi, iar municipalitatea Jviștov a sărit foarte rapid și ne-a ajutat în continuarea proiectului și ei nu au decât niște echipamente calculatoare și publicitate pentru proiectul respectiv. Dar, ce vreau să spun, vor să continue de data aceasta pe programul următor acest proiect, ei ca lider de proiect să facă sistemul identic la ei și noi să fim parteneri să facem publicitatea proiectului lor. V-am zis, continuăm sau cel puțin dorim să continuăm acest proiect pe programul Interreg 5A, să achiziționăm și alte echipamente de intervenție de care ISU Telorman va avea nevoie și să sperăm că îl vom câștiga și vom fi, dacă se poate, parteneri împreună pe proiectul următor. Și așa cum spunea domnul director Șeuleanu că cei de la Constanța ar fi interesați de acest proiect, reamintesc că noi avem dezbateri publice în toate județele de graniță de la Mehedinți până la Constanța. Vă mulțumim. Să rămână. Să vă spun. Aș vrea să vă spun doar ceva care mi s-a părut surprinzător și foarte util. Apropo de ce spuneam fiecare că am putea să continuăm cu diverse proiecte. După cum știm cu toți, partea de nord a Italiei este partea bogată. Partea de sud e cea săracă. Ca, așa cum se întâmplă în România, București, Ilfov a ieșit din zona de creștere a competitivității și atunci primește pe por aproape nimic. La fel se întâmplă și cu nordul Italiei. Dar ce s-au gândit? Păi dacă noi am reușit să ne dezvoltăm și banii se duc în sud, în loc să vină străinii și să facă proiecte cu cei din sud, nu e mai bine încep noi în Sicilia, nu e mai bine încep noi la ceilalți. Și au început să lucreze și lucrează marile centre de cercetare, marile infrastructuri de cercetare, să duc nu ca să-și dezvolte infrastructuri mari de cercetare, ci să valorifice ceea ce au ei și să-i pună legătură cu ceea ce s-a dezvoltat deja în nordul Italiei. Este o abordare pe care putem să o avem și noi dacă am apucat să avem două proiecte în Giurgiu și în Telorman bune în domeniul acesta. De ce nu ce mai departe? De ce trebuie să o luăm de la capăt cu alții? Adică aici mi se pare că este o mare câștig și faptul că începem să înțelegem acest tip de colaborare. Și eu vă mulțumesc frumos. Luăm o pauză. Proiectul Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în zona transfrontalieră este derulat prin programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.